Tenismena Adina Diaconu și-a confirmat încă o dată valoarea de data aceasta la campionatul național de tineret și la Cupa României, ambele competiții desfășurate weekendul trecut. La primul concurs a luat parte și jucătoarea Bogdana Trifu, amândouă tenismenele fiind însoțite de antrenorul emerit Petre Arnăutu. La Cupa României de junioare am obținut două medalii, o medalie de argint prin Diaconu Adina și o medalie de bronz prin Hudușan Andreea, ambele componente ale clubului CSM. La campionatul național, Adina a reușit trei medalii de aur, e vorba de simplu, dublu fete și dublu mixt, la dublu fete cu Trifu Bogdana și ea componentă a clubului sportiv municipal Slatina. Deci primele roade a colaborării cu CSM s-au văzut, deja primele medalii s-au adus pentru acest club fanion al Slatinei. Fetele s-au declarat mulțumite de rezultatele obținute, însă sunt convinse că puteau să obțină mult mai mult. Comparativ cu anul trecut a fost un an la fel de bun, am obținut trei titluri din trei. Cel mai mult titlu mi l-am dorit pe cel de la simplu, mai ales după ce pierdusem finala de la Cupa României, care s-a desfășurat unul după altul. A fost întâi Cupa României, apoi s-a desfășurat campionatul național de tineret. În proba de dublu am făcut cu o componentă de la CSM Slatina, Trifu Bogdana, iar în proba de dublu mixt cu un sportiv de la Farul Constanța, Cristi Pletea. Anul acesta la campionatul național am obținut doar o singură medalie, comparativ cu anul trecut în care am obținut două. Titlul la dublu fete împreună cu Adina. La dublu mixt am făcut cu un sportiv de la Câmpul Lung, cu Florin Spelbuș, și am ratat medalia la limită, să spun. Iar la simplu am pierdut în primii 16 de la o sportivă din Arad. Meciul a fost unul dificil, n-am reușit să mă regăsesc prea mult și am pierdut. Cupa României și campionatul național de tineret s-au desfășurat la Câmpul Lung Ușcel.